Din Ucraina are cuvântul domnul Șogor. Mulțumesc. În ultimele zile, Ucraina s-a aflat în centrul atenției noastre și mulți își fac griji acum în legătură cu legislația privind drepturile minorităților. Eu sunt de acord cu ideea că doar o Ucraina în care se permite multilingvismul poate să fie una apropiată de Europa. Eu salut inițiativele intelectualilor care lansează apelul vorbește o zi în limba rusă, dar o asemenea solidaritate trebuie să existe și pentru ungurii și pentru românii care trăiesc în Ucraina. Pentru că dacă legea privind dreptul minorităților de a se exprima în limba maternă este abrogată, de fapt un drept elementar este încălcat. Este important ca popoarele și etniile să poată să trăiască între ele pașnic. Mulțumim domnului Șogor, dau cuvântul doamnei Busici. Mulțumesc, domnule președinte. Tensiunea și confruntările din Ucraina